Curiozități pentru toți. De ce este sângele roșu și nu albastru? Regii și reginele au sânge albastru? Ai auzit probabil că regii și reginele au sânge albastru. E cât se poate de amuzant, dar să știi că nu este adevărat. Nimeni nu are sângele albastru. Sângele este roșu. Știu că, privite de aproape, prin venele de la mâini pare să curgă sânge albastru, dar asta se întâmplă pentru că venele sunt chiar la suprafața pielii, iar prin piele nu pot pătrunde decât câteva culori din spectrul luminii. Astfel, văzut din exterior, sângele pare albastru, dar în realitate este roșu. Ce anume face ca sângele să aibă culoarea roșie? Culoarea este dată de o substanță foarte importantă din sânge, numită hemoglobină, care duce oxigenul din plămâni în tot corpul, dându-ți astfel multă, multă energie să te joci. Deși nu e niciodată albastră, hemoglobina poate schimba puțin culoarea. Când corpul are mult oxigen, hemoglobina dă sângelui o culoare frumoasă de un roșu aprins. Dacă alergi, te joci, corpul tău folosește și mai mult oxigen, iar sângele devine de un roșu și mai închis. Atunci este imediat pompat înapoi în plămâni, de unde primește mai mult oxigen. Totuși, unele animale au sânge albastru? Da, știi care? Caracatițele, calmarii, homarii, sepia și o anumită specie de crabi au sângele albastru.